programului Pamflet. Vă salutăm, dragi prieteni, stimați contribuabili. Două probleme avem astăzi interesante de dezbătut. De exemplu, prima ar fi asta că am ajuns până la urechile englezilor, adică la BBC. Vorbesc aceștia despre noi. România ar fi campioană la amenzi. Până la urmă, aceste amenzi care au fost date grosul între 24 martie și 19 aprilie s-ar întinde undeva până la suma de 78 de milioane de euro. Deci asta numai în România, numai în această lună de stare de urgență, mă rog, o lună comprimată la datele pe care vi le-am spus. Asta înseamnă echivalentul a cât au plătit toate companiile din România impozit către statul român în luna februarie. Iată cum, până la urmă, descurcăreți, așa cum suntem întotdeauna, am reușit să ne descurcăm în această perioadă, sigur, nu noi, e vorba de noi ca neam, noi ca români, banii aceștia nefiind, evident, folosiți acolo unde trebuie și nici neavând o logică, nu îndrăznește, văd că nimeni să-l întrebe nici pe tovarășul Vela, nici pe alți tovarăși sau tovarășe la televizor, ce facem, domnule, cu banii ăștia? Poate trebuie să știm și noi, mai ales în această criză teribilă care ne paște din toate punctele de vedere. Noi am recoltat totuși 78 de milioane de euro fără să avem nicio utilitate. Sigur, încă n-au fost colectați toți, dar presupunând că vor veni acești bani din aceste amenzi, statul ar trebui să aibă deja totuși o idee, măcar ce va face cu ei. De exemplu, și aici, sigur, prima chestiune interferează cu cea de-a doua, problema măștilor și a mănușilor. Ați văzut că, din ce se speculează la televizor în momentul de față, peste 3 săptămâni, adică undeva la 15 mai, ar urma să putem să ieșim din casă fără aceste adeverințe. Deci nu vom mai fi amendați pentru adeverințe, vom fi amendați începând cu 15 mai că nu avem mască sau mănuși. Statul iarăși va câștiga 78 de milioane de euro în mai puțin de o lună, pentru că e foarte complicat să le ai pe toate la tine în permanență. Ai ratat ocazia să ai mănușile sau masca pe figură, siguranță vei fi uitat altceva. Poate n-ai acte, poate n-ai capul la tine, poate n-ai ceva care sigur să te expună în fața unei astfel de amenzi. Deci, de pe 15 mai trecem într-o altă etapă în care vom fi amendați pe alte considerente. Da? Asta cu adeverința nu mai ține că s-a plictisit lumea de ea. Și vom ajunge într-o etapă superioară a dezvoltării. Interesant. Deci până când ajungem la 15 mai, totuși sperăm să aflăm de undeva la ce folosește statul banii ăștia. Că văd că nu în favoarea populației, așa cum se tot laudă. Nu ni s-au cumpărat măști, nu ni s-au cumpărat medicamente, nu ni s-au cumpărat mănuși, practic nu există nimic. Am auzit-o pe doamna Firea cum s-a grăbit să ne promită astăzi că e de datoria statului, a primăriei, a dumneaei, până la urmă, să ofere măști de protecție atunci când acestea vor fi necesare sau obligatorii. Așa cum și testele, doamna Firea, pe care le-ați făcut. Ați testat toți bucureștenii, sigur, asta a început la domnul Costache, după aia l-ați dat afară pe domnul Costache, ați venit dumneavoastră cu domnul Tătaru, i-ați testat pe bucureștenii, e în regulă. Deci 4,5 milioane, cum vă place dumneavoastră să spuneți, de locuitori în capitală, trebuie luminile alea în spate, să vede că suntem în stare de urgență, bă, fraților. Lumini de alea de extraterestri, o lume ireală, da? Tot ce este mai presus, da, în oameni se vede în spatele nostru, colosal. Fiecare seară este așa, tot Bucureștiul clipocește, se aud mai sirenele astea. Suntem într-o lume paralelă. Bun, deci ca să ne întoarcem, ați terminat cu testările, v-ați făcut datoria. Nu sunteți un pic obosită, totuși, doamna Firea, după ce ați testat 4,5 milioane de bucureșteni? Asta nu mai țin minte, ați testat doar pe aia 10.500, eșantionul ăla hiperreprezentativ. Ok.
Bine, dar tot cred că aveți nevoie de câteva zile de pauză. Mai ales că au fost și sărbătorile, ați gătit, v-ați închinat. Oboseală mare, ca peste tot. Deci ar trebui să facem o pauză, totuși, până să începem să împărțim tuturor bucureștenilor sau numai aia 10.500 iau și măști sau mănuși, ca să știm. Aici, iarăși, să nu lăsați loc de interpretări. Dacă nu v-ați obișnuit până acum niciodată să spuneți ceva clar, concludent, care să nu necesite a doua zi o altă ordonanță militară. Dom'le, spuneți-le pe toate din prima. Câtă parte din populație va primi măști și mănuși? Sunt cumva să credeți că noi ne vom apuca să ne cumpărăm măști și mănuși. Eu nu văd nicio utilitate, în primul rând, la aceste două elemente. Nu văd nicio utilitate, nici nu o să le folosesc niciodată, dacă ele nu vor fi aduse pe tavă ca și contribuabil model, da, să-mi fie oferite de către autorități să le port cu pistolul la tâmplă, pentru că deocamdată niciun savant de nivel mondial, de săraca Coana Leana, cum se întoarce mormânt în momentele astea, deci niciun savant n-a reușit deocamdată să ne spună dacă aceste două elemente de decor sunt cu adevărat necesare. Asta cu mănușile s-a demonstrat că e o prostie din punct de vedere tehnic, dar încă n-a ajuns la urechile analfabeților care apar seara la noi la televizor din rândul autorităților. Deci ei încă n-au aflat asta cu mănușile, că nu are nicio valoare, ba din potrivă te încurcă, pentru că se adună acolo mizeria, se adună microbii sub mănușile respective, de la transpirație, de la modul în care le porți, de la perioada pe care o porți, așa mai departe. Deci nu te ajută cu nimic. Asta cu masca nu e demonstrat științific, nici da, nici nu. Se pare că e o prostie, dar încă o dată, dacă tot nu avem soluții, dacă tot ne stresăm, dacă tot nu știm ce să facem cu timpul ăsta, exact cum vă spuneam și ieri, atunci în fiecare zi venim și spunem câte o porcărie de tipul ăsta. Astăzi a fost ziua, da, știam, ne așteptam, pentru că și alte orașe, Constanța sau Timișoara și altele au luat deja măsura asta, ne așteptam să vină și în București. Am vreau să văd eu cum pot autoritățile astea, care încă n-au mișcat un deget de când a început pandemia, să ne pună la dispoziție aceste măști. Vreau să vă asigur că un om normal, care merge la serviciu și, atenție, se și întoarce, da, cum mi s-a întâmplat mie în faimoasa noapte de 8 spre 9 aprilie, deci trebuie să ne și întoarcem, are nevoie cam de 1000 de măști. Dacă președintele României tot se laudă aiurea în tramvai că va trebui să le purtăm până la sfârșitul anului. Da, până la sfârșitul anului, asta înseamnă, luând în calcul și măsurile de relaxare, nu doar zilele de muncă și nu doar dus și întors la serviciu. Mai sunt și alte activități. Se vor deschide frizeriile, se vor deschide băcăniile, se vor deschide cazinourile, se vor deschide drogheriile și așa mai departe. Se vor deschide parcurile, vor exista weekenduri în care lumea va mai ieși și fiecare va dori să-și viziteze rude, prieteni pe care n-am putut să-i viziteze acum. Deci, un om are nevoie între 15 mai și 31 decembrie de minim 1000 de măști. Ne faceți o socoteală, tovarășul Vela, că tot v-am văzut înainte la birou. Luați pixul ăla în mână și calculați cât înseamnă 4,5 milioane, așa a zis doamna Firea, ori 1000. Să vedem, aveți dumneavoastră posibilitatea să ne dați măștile astea? Dacă nu, noi nu avem obligația să le purtăm, indiferent ce lege marțială dați dumneavoastră. Da? Pentru că mie sau altuie contribuabil ne-a scăzut leafa cu două treimi în această perioadă, fiecare a resurse de venit mult mai mici decât avea până acum, da? Pentru că aceste măști și mănuși nu se găsesc în spațiu public la un preț acceptabil, o să mă duc să cumpăr mănuși de la tătaru sau măști de la nevasta lui tătaru, de la farmaciile lui sau de la farmaciile care le comercializează la 8 lei bucata. Păi o mască era 0,6 lei înainte să înceapă criza. Statul trebuie să le cumpere la 0,6 lei din Turcia și din China, că alte țări nu cunoaște. Evident că de acolo o să ni le aducă, nu din Noua Zeelandă și din Canada. Măști din China și din Turcia pentru toți românii, dar doamna Firea și domnilor de la Comitetul ăsta de Salvare Națională, de la FSN-ul actual,
Luați, domnule, masca la 0,6. Dacă sunteți buni negociatori și vă duce un pic capul, luați-o la 0,4, la 0,5. Și după aia dați-o gratis populației și suportați dumneavoastră cheltuiala din amenziile pe care ni le-ați dat și din cele pe care o să ne dați în continuare. Dacă nu vă ajung banii din rezervele de stat, că de aia suntem o familie. Așa cum ne-ați numit mai devreme, o echipă, a spus domnul Vela. Bă, uite, domnul Vela, eu te asigur pe mata că eu nu-mi cumpăr din banii mei niciodată nici o mască, nici o pereche de mănuși. Ca să fie foarte clar. Pentru că nu există o utilitate a lor, pentru că nu există un motiv suficient de clar ca să le port, nici în mulțime, nici în mijloace de transport în public, decât dacă mi le dai mata. Dacă mi le dai mata, o să fac efortul ăsta dacă spune legea că e așa. Dar altfel eu nu mă duc, pentru că nu-mi permite situația să dau câte 8 lei pe 1000 de măști până la sfârșitul anului. Sau pe voi nu vă duce elicopterul să calculați dumneavoastră? Credeți că masca aia o putem până să termină anul 2020, nu? E că după aia vine problema ce facem cu măștile uzate, la asta v-ați gândit? Unde o să arunce românii măștile? Prin tomberoane, prin parcuri, prin grădini, da? Evident, toate vor fi aruncate de la balcon. Deci ce va fi în jurul blocurilor? Ia imaginați-vă puțin, 4,5 milioane asta numai pentru București. Da, că acum despre București vorbeam, că aici e obligatoriu. Poate că la Zărnești nu te obligă nimeni să porți mască. Sau nu te va mai obliga când va vedea grozăvia de aici. Deci de unde și până unde, fraților, gândiți-vă ce groapă de gunoi va deveni capitala, pentru că masca aia trebuie aruncată după ce ai purtat-o. Mai ales că ea este de cea mai proastă calitate în 3 cazuri din 4. Noi nu o să avem parte de niște măști de calitate. Tot ce se va vinde prin drogherii și prin farmacii va fi de proastă calitate. Eu știu că oamenii se vor înghesui, că ei sunt ca vitele. Ei se vor duce, vor sta la cost ca proștii să-și cumpere măști din banii lor. Dar nu este treaba omului, încă o dată vă spun, între această mare familie, da, numită România, această echipă desăvârșită, nu este treaba cetățeanului să facă asta. Nu avea Silviu Mănăstire, știți că el nu are limba la el. Dacă ar fi avut-o, l-ar fi întrebat el pe tovarășul Vela, da? Asta e, știți cum e. Mai ai și trac, mai ai... Te mai și tem când ești jurnalist, nu ești doar curajos. Meseria de jurnalism implică și puțină frică. Ți-e frică să pui niște întrebări. Asta trebuia să-l întrebe pe domnul Vela la început. Domnul Vela, dar cum e cu măștile astea? Da, explicați-mi dumneavoastră, cu mintea dumneavoastră, că după aia traducem noi pentru telespectatori. Asta chiar sunteți idiot? Cum credeți, domnule, că 4,5 milioane de oameni în orașul ăsta vai și amar de mama lui va purta măști la fiecare deplasare în spațiu public, da, sau în mijloacele de transport în comun? După ce ne-ați testat pe toți cu viteza luminii, după ce ați testat eșantionul reprezentativ, da, cât ai spune pește, hai să fii serios, deci nu mai niște promisiuni. Cât de idiot trebuie să fii, cât de imbecil trebuie să fii să spui așa ceva în România? Când tu n-ai făcut un gest, bă, n-am găsit odată în scara blocului la portar, acolo un pachetel, uite, nu, Banciu, aveți și noastră o mască, să vedeți cum arată. O mostră. Puneți-vă în casă până vă duceți la toaletă și după aia aruncați-o. Dar nu așa, ca să vedeți cum e. Miroase urât, nu miroase, cum e? E ușor de pus, nu e ușor? Cum să reușești să împachetezi 4,5 milioane de oameni cu mască, bă? Doar cum vreți să faceți speculă și cu astea? Da, o să ajungă masca la 25 de lei bucata. O să le luăm ca pe telefoanele mobile. O să fie mai scumpe decât iPhone-urile. Da, să vorbim de către toți bandiții pe internet, în stocuri, în boxuri, în baloturi. Da, cu niște sume colosale, niște măști de 2 lei. Asta vreți să ne duceți? După aia nu ați respectat. Bine că aveți dumneavoastră acolo cu firmele. Tocmai am apucat zilele trecute să aflăm că domnul Tătaru are farmacie. Da? Nevasta domnului Tătaru este patroană de farmacie. V-am și dat atunci explicativ dialogul, redat acel dialog cu un cetățean care s-a dus să cumpere măști și nu i-a dat bon. Da? Casierița angajată de doamna Tătaru, soția domnului Tătaru, ministrul sănătății. Deci la asta vreți să ajungeți în România, bă, unde totul este o afacere, unde totul miroase a blat. Cum să purtăm, bă, măști, sunteți nebuni? Dar pentru ce? Ca să vă simțiți voi mai bine. Și aici, sigur,
intervine altă bucățică de informație, de știre și ea dezvoltată de noi zilele trecute, asta cu decesele. Iarăși foarte mulțumiți, am auzit și astăzi, sunt numai 500 de morți. Ai, bine că nu sunt câteva mii. Te, dar treceți totuși cam ușor peste cifrele astea. Nu e deloc puțin. Am ajuns, slavă Domnului, zic unii, la 10.000. Ba, suntem în două zile maximum, suntem la 10.000 de cazuri. Nu mai țineți minte când eram la 50 de cazuri? Eu țin minte. Când eram la 50 de cazuri și ni s-a spus că scenariul 4 începe când ajungem la 2.000, că am zis, nu la 2.000, o veșnicie, la 50, la 2.000, dă-l dracului de scenariul 4, nu se ajunge niciodată în el. E nu numai că am ajuns la 2.000, dar suntem la 10.000. După relaxarea domnului Iohannis, naivul ăsta de la Cotroceni, o să ajungem și la 50.000. Stați liniștiți. Ce vor ei să facă? Din plictiseală, din lipsă de idei, din faptul că se învârt în cerc și n-au soluții, li se pare că trece timpul pe greu, în fiecare zi trebuie să-și mai depună icrele pe undeva. Și acum a venit ideea asta că o văzut pe la alții, evident. Este o chestie copiată absolut după alte state. La mijlocul mai trebuie să ieșim și noi. Dacă ies ăia, ieșim și noi. Nu ies ăia, cum a fost în Franța. Da, a venit Macron, le-a mai prelungit cu o lună, ne-am prelungit și noi. Ies ăia și ei ies pe 11 mai, ieșim și noi. A dat domnul Iohannis 16 martie, s-a făcut 14 aprilie, acum 14 mai. Poate ca să-mi fie mai ușor de ținut minte să ieșim chiar de pe 13, că nu o să vă aia răbdare. Ce vreți să faceți, bă? Să-i trimiteți pe copii la școli? Cel puțin așa se vehiculează acum. Bă, adică copiii vi se pare că sunt trimis în linia întâi, după ce voi n-ați rezolvat nimic, mă? N-ați făcut nicio temă în perioada asta? Păi, ați ținut în casă atâta timp, învață în sistemul ăsta online. Vă reamintesc și aici, derbedeilor. România este țara cu cel mai mic acces la internet din Uniunea Europeană. Terminați odată cu studiile astea online. Da? În România nu fug.